Poate unii dintre voi vă întrebați ce este SIAS. Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, cunoscut drept SIAS, este unitatea de elită a Poliției Române, responsabilă de gestionarea intervențiilor și acțiunilor speciale, activități complexe, prin natura amenințărilor și riscurilor la care sunt expuse. Trupele SIAS intervin pentru prinderea și imobilizarea persoanelor care se opun măsurilor legale prin violență sau folosirea unor arme de foc, substanțe explozive toxice sau periculoase. Tot ei acționează și pentru eliberarea ostaticilor a persoanelor răpite, sechestrate sau lipsite de libertate în mod ilegal. Luptătorii SIAS sunt recrutați din rândul foștilor sau actualilor sportivi de performanță sau sunt deja polițiști cu experiență care prezintă calități deosebite și care într-un fel sau altul pot face față misiunilor unității. Aspiranții vor fi supuși la numeroase teste fizice sau psihologice, medicale sau de abilități în folosirea armelor. Ca să devii luptător SIAS, trebuie să fii apt fizic și profesional pentru misiunile lor, să te poți adapta și concentra, să ai o capacitate mare de a cuprinde, analiza și de a acționa rapid și lucid în situațiile de criză. După recrutare, urmează o perioadă de 6 luni de probă, cu un program intensiv de pregătire, antrenamente zilnice, dar și ședințe numeroase de tragere cu armamentul. Pe lângă aceasta, există și pregătirea alpiniștilor de intervenție. Dacă ai rău de înălțime, nu vei putea fi niciodată luptător de intervenție, iar dacă ți-e frică de apă, e bine, ca viitor ofițer trebuie să fii și un bun scafandru. În misiune, echipamentul complet de intervenție a unui luptător ajunge să cântărească până la 30 de kilograme. Vesta antiglonț și echipamentul balistic te obligă să ai o condiție fizică impecabilă, astfel n-ai cum să reziști. I-am însoțit la antrenamente pe băieții de la SIAS și am încercat să surprindem cel puțin o parte din mișcările, concentrarea, trăirile și curajul care îi animă în fiecare dintre misiunile lor. O zi din viața unui luptător SIAS. O zi din viața unui luptător SIAS este destul de plină de activități. Tocmai acum am terminat o sesiune de antrenament, am avut ocazia să lucrăm pe o clădire nouă pentru noi, iar ziua de astăzi a fost o sesiune de antrenament reușită, unde putem să ne vedem minusurile și plusurile pe care le avem și pe măsură ce facem mai multe activități de genul, să ne le corectăm. Cât de importantă este pregătirea în activitatea voastră? Este destul de importantă pentru noi, pentru că pregătindu-ne destul de des pe genul ăsta de scenarii, putem să reducem riscurile, că până la urmă asta este ideea. În momentul în care avem o misiune reală, să o ducem cât mai repede la sfârșit și, bineînțeles, să avem niște rezultate bune și să ne întoarcem cu toții acasă. Cum a decurs antrenamentul de astăzi? Pe noi ne ajută foarte mult să exersăm în locații noi, pentru că atunci vedem adevărata valoare a unității și a membrilor din cadrul echipelor. Cât de important este elementul surpriză în cadrul acestor antrenamente? Este foarte important pentru noi. Tocmai asta este și ideea. De cele mai multe ori la misiunile la care mergem, nu cunoaștem configurația clădirii, nu cunoaștem numărul sau poate avem niște informații minime și atunci, făcând genul ăsta de antrenament, mergând în orb, ne ajută pe noi foarte mult în a acumula cunoștințe și tactice, și fizice, și profesionale. Ce să mai, într-un singur cuvânt, ne ajută foarte bine. Care ar fi cele mai importante elemente pe care le urmăriți atunci când vorbim despre, să spunem, asaltul pe care l-ați realizat în clădirea din spate, de asemenea, nu știu, reușita misiunii, dacă ați avut persoane pe care trebuia să le eliberați, coordonarea, rapiditatea, ce este cel mai important? Cel mai important este siguranța.
personalului unității, în primul rând, pentru că dacă ei sunt în siguranță și se apropie, de exemplu, cum ați putut observa, de clădire în siguranță, intră în clădire în siguranță, ei vor putea la rândul lor să salveze oamenii care se află în clădire, în condițiile în care vorbim despre o luare de ostateci sau reținerea unor persoane împotriva voințelor într-o clădire de genul acesta. Și atunci, pentru noi, în primul rând, contează siguranța. După aceea ne uităm la toate celelalte lucruri, pentru că, așa cum am spus, dacă noi ajungem în siguranță acolo unde trebuie să ne desfășurăm activitatea, o să avem un rezultat pozitiv. După aceea ne uităm și la alte lucruri, cum ar fi rapiditatea cu care intervenim, care este o viteză controlată, să nu mă înțelegeți că o luăm la fugă și cât mai repede încercăm să ajungem acolo unde trebuie să ne desfășurăm activitatea. Deci este o viteză controlată. După aceea ne uităm și la multe alte elemente care fac parte din antrenamentul nostru. Într-o situație reală, timpul de reacție este decisiv, mai ales dacă vorbim despre salvarea de vieți omenești. Într-adevăr, trebuie să ne mișcăm cât mai repede, iar timpul de reacție este dat de aceste sesiuni de antrenament pe care le avem. Deși niciun om nu seamănă cu celălalt și atunci nu putem să controlăm reacțiile lui într-o situație reală. Noi încercăm să ne antrenăm cât mai greu, cu situații cât mai complexe, ca în momentul în care ne lovim de o situație reală, să o gestionăm cât mai bine. Aș vrea să ne descrii puțin ce s-a întâmplat exact, în ce a constat antrenamentul vostru și ce ați urmărit. Astăzi, împreună cu grupa de scafandri din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, am desfășurat un antrenament de pregătire care a vizat în mod special cooperarea cu Poliția de Frontieră și totodată am dorit să testăm capacitatea de răspuns a Poliției Române, a serviciului nostru, într-o situație care presupune o intervenție într-o zonă cu apă. După cum bine știm, bazinul hidrografic al României este unul bogat. Avem Delta Dunării, avem Marea Neagră, avem Dunărea, avem foarte multe lacuri, râuri și trebuie în orice moment să fim pregătiți să deplasăm forțe și să fim în măsură să executăm o intervenție în zona cu apă. Am reușit în cadrul exercițiului să testăm inserția rapidă a scafandrilor prin lansare din elicopter, coborâre fast rope, iar din embarcațiuni am executat lansări la apă ale scafandrilor. De ce este atât de important pentru oamenii din cadrul SIAS să facă pregătirea în acest mod? Totuși este destul de dur antrenamentul pe care îl fac ei. Situațiile reale presupun un timp foarte scurt de ripostă. Ca să ai o ripostă rapidă, trebuie să ai un om antrenat care să știe în permanență unde este echipamentul, ce are de făcut, care este locul de în cadrul echipei, astfel încât ajungi la fața locului și ai posibilitatea să te concentrezi asupra speței. Care considerați că sunt cele mai dificile momente în tot ceea ce faceți? Prefer să spun momentele frumoase ale meseriei decât momentele dificile pe care le întâlnesc în... Dar există și riscuri, inclusiv chiar și în aceste sesiuni de antrenament. Pot să apară situații neprevăzute. Totdeauna există riscuri, dar dacă te gândești la riscuri, în momentul în care te gândești la riscuri, mai bine nu mai faci meseria asta. Și atunci prefer să nu mă gândesc la ele și să gestionez situația cât mai bine posibil și pentru mine și pentru colegii mei. Până la urmă suntem o unitate și nu este vorba de un singur individ, este vorba de o întreagă echipă. Munca în echipă este foarte importantă pentru o structură cum este SIAS. De ea depinde reușita unei misiuni, dar și ca la finalul acesteia să se întoarcă cu toții cu bine acasă. Nu toți cei care au ales să facă parte din SIAS au și rezistat probei timpului. Unii dintre ei au renunțat după o anumită perioadă.
Nu poți să rămâi în SIAS dacă nu-ți place, nu ai aptitudini, ești individualist și nu reușești să te integrezi în echipă. Polițiștii SIAS cu care am stat de vorbă ne-au spus că sunt foarte mulți oameni deosebit de competenți, cu niște calități extraordinare, dar nu reușesc să lucreze în echipă, iar SIAS înseamnă muncă în echipă. Degeaba au toate calitățile dacă nu se integrează în rândul celor cu care trebuie să lucreze. Forța SIAS constă exact în munca de echipă. Imaginile pe care le-am văzut cu dumneavoastră în cadrul antrenamentului par rupte dintr-un film de acțiune. Sunteți lunetist în cadrul unei structuri de intervenție și acțiuni speciale a poliției. Cum este munca dumneavoastră? Ce faceți mai exact? În misiune, echipa de intervenție știe întotdeauna că are pe cineva care îi apără spatele. Cumva suntem ochii din umbră. La finalul unui antrenament de acest gen, există și o evaluare? Există cineva din cadrul SIAS care observă modul în care voi acționați și vă evaluează? Sigur că da. În cadrul fiecărei echipe este un comandant de echipă, un șef de echipă și el este primul cel care observă anumite lucruri. După aceea sunt colegii care stau și observă ceea ce se întâmplă, iar la finalul antrenamentului există o întâlnire în care noi discutăm aceste aspecte, ce a fost bine, ce a fost rău, ce poate fi îmbunătățit, lucruri de genul acesta. Deci de fiecare dată există o astfel de sesiune, da. Cum sunteți voi evaluați periodic? Aveți testări medicale, fizice? Sunt foarte dificil de atins baremele pe care le aveți voi de trecut? Cel mai greu barem, din punctul meu de vedere, este baremul fizic, care este un pic mai sus decât al celorlalte unități din Poliția Română. Dacă nu ai făcut un sport în prealabil sau dacă nu te-ai pregătit pentru ele, îți va fi foarte greu să le depășești. Restul, tragere, tactică, dacă ai pasiune și plăcere, cu siguranță le vei învăța. De două zile am fost alături de SIAS la două antrenamente diferite, în două locații total diferite și v-am văzut alături de băieți, coordonându-i, dându-le indicații, certându-i uneori, încurajându-i. Ce urmăriți cu acest mod de pregătire și cum ați evaluat tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele două zile? Modul de pregătire la care ați fost martori în ultimele două zile vizează două principale componente, componenta de asalt și componenta de scafandrerie. În prima zi am vizat elementele de alpinism și tactică specifică de intervenție. Astăzi, în conlucrare cu Poliția de Frontieră, am desfășurat exerciții de abordaj a unei nave, lansări la apă, lansări apoi din elicopter asupra unei barje, dar și a scafandrilor la apă. Toate componentele la care am asistat în aceste două zile fac parte dintr-un proces de pregătire continuu. În același timp, reprezintă o modalitate de evaluare a capacității de răspuns a structurii de intervenție SIAS, Unitatea de Elită a Poliției Române. Cât de dur sunteți cu ei în evaluările pe care le faceți? Nu suntem duri, suntem realiști. Și ce e mai important este că toți colegii noștri înțeleg necesitatea evaluării și ei înșiși sunt la fel de realiști în evaluare și
Evaluarea nu face decât să ne cunoaștem mai bine, să știm unde suntem și ce trebuie să facem pentru a crește, pentru a îmbunătăți. Un proces la care participăm atât din perspectiva instructorului, cât și din perspectiva celui instruit. SIAS este o unitate de elită a Poliției Române, iar este foarte important ca oamenii să știe întotdeauna că au niște profesioniști pe care să se poată baza într-o situație de risc. Cum arată misiunile SIAS, în afară de partea de pregătire? Activitățile de pregătire reprezintă fundamentul succesului fiecărei misiuni și atunci acordăm o atenție deosebită fiecărui segment pe care l-ați văzut în aceste două zile. Componenta operativă a muncii noastre reprezintă doar încununarea exercițiilor continue de antrenament. Aveți ocazii în care voi faceți antrenamente de acest gen și cu alte structuri, spre exemplu? Sigur că da. Se întâmplă frecvent lucrul acesta, deoarece noi suntem afiliați grupului Atlas, care reunește toate unitățile speciale din Uniunea Europeană și avem grupuri de lucru, sesiuni de antrenament în comun. Chiar noi am dezvoltat un proiect cu câțiva ani în urmă, prin care lucram cot la cot cu colegii din Bulgaria, de la trupele speciale din Bulgaria, și aveam sesiuni regulate de antrenament în cazul în care ar fi trebuit să lucrăm împreună. De asemenea, există și reglementări legale care spun că în cazul în care un stat membru al Uniunii Europene solicită sprijin, celelalte unități pot să ofere acest sprijin unității respective. De aceea noi trebuie să ne omogenizăm și să vorbim aceeași limbă atunci când ne întâlnim în teatru de operații sau într-o anumită țară pentru a rezolva o anumită situație. V-a plăcut foarte mult să faceți antrenamentele în comun cu luptători din alte țări? Da, da, este o ocazie deosebită să te antrenezi cu luptători din alte unități pentru că vezi nivelul la care sunt ei, vezi echipamentul pe care îl au, observi ce metode, ce tehnici, ce tactică adoptă în timpul acțiunilor și din toate lucrurile astea tu poți să înveți ceva. Și atunci, bineînțeles că prezența noastră la astfel de grupuri de lucru este benefică. Cum ajungi să faci parte din echipa SIAS? Care este procesul prin care dumneavoastră vă selectați oamenii și ce urmăriți atunci când aduceți pe cineva nou în echipă? Profilul luptătorului SIAS, profilul polițistului de intervenție, reunește o serie de calități cu adevărat speciale. Începând de la capacitatea de a lucra sub stres psihic, abilități fizice cu mult peste medie, pe care ulterior mai le șlefuim și urmărim ca în permanență să le dezvoltăm. Cuvântul de ordine în profilul nostru este noi, nu eu. Individualismul nu încape în munca de intervenție, lucrurile le facem întotdeauna în echipă, întotdeauna cu un partener pe care ne bazăm în cele mai dificile momente și știm că este acolo lângă noi. Tocmai componenta aceasta în procesul de pregătire este accentuată în mod deosebit și este urmărită și în procesul de selecție. Cum te simți tu ca parte a echipei SIAS? Mă simt minunat, asta mi-am dorit de mult să fac. Am absolvit liceul militar, am absolvit Academia de Poliție. În 2003 am făcut cursul de brevetare scafandru și practic mă simt un om împlinit. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre echipa din care faci parte. În primul rând, prietenie. Fără prietenie nu poți să faci nimic. În momentul în care te confrunți cu momente dificile, ai parte de condiții vitrege pe mare, pe Dunăre, în cadrul antrenamentelor, știi că ai un singur sprijin, colegul de lângă tine.
mai importante calități pe care trebuie să le aibă un luptător SIAS? Trebuie să-ți depășești limitele, trebuie să vrei, în primul rând, și să ajungi acolo unde trebuie și unde sunt și ceilalți membri ai echipei. Altfel, îi tragi în jos. Contează foarte mult, bănuiesc, să poți întotdeauna să te bazezi pe omul de lângă tine. De fapt, despre asta cred că este vorba. La noi nu se mai pune problema așa, pentru că noi ne bazăm pe oamenii de lângă noi. La noi problema se pune în a ne depăși limitele, în a deveni din ce în ce mai bun, din ce în ce mai rapid, din ce în ce mai apți să executăm misiunile cât mai repede și cu rezultate foarte bune. Din mai multe motive. Unul dintre motive ar fi pentru că îmi place această muncă, mi-a plăcut unitatea din toate punctele de vedere, datorită faptului că și în trecut eu am avut oportunitatea să lucrez afară, în afara țării, tot în cadrul unor astfel de unități și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo și am vrut să regăsesc și acasă aceeași atmosferă. De ce am ales eu SIAS-ul? L-am ales pentru colectiv. Pentru că mi oferă posibilitatea de a mă antrena zi de zi alături de băieți pasionați. Îmi place foarte mult meseria, deci până la urmă trebuie să iubești meseria asta, să o faci cu pasiune și să n-o simți. Câtă încredere aveți în echipa dumneavoastră? Încredere absolută. Avem încredere în colegii noștri și știm că putem să mergem cu ei în orice misiune, în orice acțiune și rezultatul va fi unul pozitiv. De ce ați ales SIAS? SIAS nu este doar o specializare, nu este doar o profesie. SIAS este un stil de viață. Este o familie cu adevărat specială. Și cred că este visul fiecărui polițist să ajungă în SIAS.